Dacă ți-ai început propria agenție de digital marketing, dar nu ai reușit încă să semnezi primul tău client, acesta este cel mai probabil cel mai important videoclip pe care îl vei vedea vreodată. În acest videoclip voi împărtăși cu tine exact scripturile de outreach pe care să le folosești în call calling, în cold email și în cold DM, astfel încât să semnezi primul tău client plătitor cu agenția ta de digital marketing. So, guys, în ultimii 3 ani mi-am scalat propria agenție de digital marketing de la 0 la 7 cifre profit anual și unul dintre cele mai importante lucruri a fost să înțeleg cum pot să semnezi clienți mai ușor, mai automatizat și mult mai eficient. Și, desigur, o parte foarte importantă din acest proces a fost ce le spuneam prospecților astfel încât să devină interesați de serviciile mele. Acum, voi face un mare, mare disclaimer. Scriptul tău de outreach reprezintă undeva la 20% din procesul de semnare a unui client. Nu e cea mai importantă parte. De departe, cea mai importantă parte din toată ecuația asta este pe cine contactezi, care e potențialul tău client, care e ICP-ul tău, adică ideal client profile, care e nișa ta, ce market research ai făcut. Lucrurile acestea sunt incredibil importante și sunt lucrurile pe care majoritatea începătorilor pur și simplu le ignoră. Pentru că consideră că da, ai nevoie de scriptul ăla perfect, ai nevoie de chestia, ai nevoie de orice altceva în afară de cele mai importante lucruri adică cui te adresezi. și Trebuie să înțelegi că indiferent de cât de bun e scriptul tău, nu vei ajunge să semnezi clienți high ticket, clienți care să te plătească decent, care să-și permită serviciile, dacă nu îi targetezi întâi, dacă nu îi filtrezi. Prin cât câștigă, care e cifra afacerii, care este AOV-ul pieței, adică average order value sau valoarea medie a serviciilor sau produselor din acea nișă, care e lifetime-ul clienților din acea nișă, trebuie să înțelegi că e mult mai ușor să semnezi clienți, e mult mai ușor să faci foarte mulți bani cu agenția ta dacă te adresezi persoanelor care au deja bani. Asta o poți face foarte simplu utilizându-te de Google. Nu voi face acest deoclip despre lead generation, voi face unul complet diferit în care vă voi arăta cum să generați lead calificate. Totuși, în acest deoclip vă voi da exact scripturile pe care să le utilizați, scripturile pe care le-au utilizat o grămadă de oameni din comunitățile mele și scripturile care au fost deja testate de persoane din comunitatea mea și s-au dovedit a fi foarte eficiente și a da rezultate foarte, foarte bune. Sau, so, ca metode de outreach principale avem call calling adică sunatul la telefon avem cold email, adică dată de e mail și avem cold s în care te utilizezi de rețele socializare, te utilizezi de Instagram, te utilizezi de Facebook Messenger, te utilizezi de LinkedIn, te utilizezi de Twitter, why not? Astfel încât să creezi primul contact cu un potențial client. Tot obiectivul acestui outreach este să băgăm clientul în meeting. Acesta ar trebui să fie singurul tău focus. Totuși există situații în care chiar poți semna un client în DM-uri sau pe email sau la telefon fără să mai intri într-un în cu el, totuși astea sunt situații destul de rar întâlnite, însă în majoritatea cazurilor va trebui să îi generezi interes unui potențial client, ca apoi să îi dai toate motivele posibile pentru a-și oferi timpul acele 15-30 de minute pe care le cer tu pentru a-l băga într-un meeting, iar în acel meeting să fii foarte, foarte pregătit și vă voi lăsa un curs gratuit în care explic exact cum să fii pregătit într un meeting cold, însă cred că îl voi pune și aici pe YouTube. Se trebuie să fii foarte pregătit pentru un meet, ca apoi să îl semnezi. Dar haideți să ne întoarcem la partea de outreach, la generarea de interes pentru serviciile tale. Primul script este cold calling. Foarte mulți din industrie o să spună că metoda aia de outreach e cea mai bună sau metoda cealaltă, etc. etc. Eu fac acest videoclip pentru persoane care abia și-au început propria agenție și nu vor să adauge complexitate inutilă. Crede-mă, nu vrei să te complici cu o grămadă de software-uri, cu, cu go high level sau nu mai știu eu ce, atunci când ești la început și poate chiar nu ai banii necesari să îți cumperi 10 e de exemplu, sau nu ai banii necesari să îți cumperi o subscripție la Go High Level, totuși dacă ești într-o situație financiară mai bună și acestea nu sunt neapărat scumpe, cred că majoritatea oamenilor care se uită la acest videoclip își permit acestea. Totuși, fac acest clip pentru cei care chiar sunt la început de drum cu propriile lor agenții și nu vor să adauge complexitate inutile, să folosească nu știu ce software sau nu știu ce AI. Vrem să avem acțiuni cât mai clare, un input cât mai clar, astfel încât rezultatele noastre să fie cât mai clare și indiferent când semnezi un client de 500 de ore sau un client de 1000 de euro, 2000 de ore și singurul mod prin care vei face asta, singurul mod prin care vei semna clienții, în primul rând, prin a te adresa persoanelor potrivite, adică prin a face outreach, desigur, prin a avea scriptul potrivit ca atunci când contactezi potențial clienți să le generezi interes și să-i pagi în meeting și desigur, prin a avea cantitate. Și o să fac un mare, mare disclaimer, dacă nu faci cantitate în outreach, nu vei semna clienți. Și haideți să-ți dau o analogie, dacă nu-ți crezi destul de ținte la care se simtești, vei avea prea puține ținte și șansa ta de a dar pe lângă țintă e foarte, foarte mare, ceea ce înseamnă că vei ținti în foarte puține ținte. La fel, haide să mai dau o analogie. Dacă te-ai pune în fața la 100 de buzunare cu bani în ei și la toți ai cere o sumă de bani cu premiza că îi vei aduce și mai mulți bani, o din 100 de buzunare, cel mai probabil 2-3 tot îți vor da bani Dar dacă te pui în fața a 30 de buzunare, șansele tale de a primi bani din acele buzunare scade enorm de mult. Iar una dintre cele mai directe metode prin care să-ți dai seama ce-și ce este clientul prin care să testezi potențiale obiecții în piață, este să faci cold calling, adică să suni la telefon. Și de aici, de asemenea, o să fac și un mare, mare, mare disclaimer. Toate structurile de script pe care ți le voi prezenta în acest document trebuie obligatoriu personalizate, modificate și iterate. Nu vrei să ai același script ca încă câteva sute de agenții. Scriptul ăsta, cel mai probabil, va ajunge la o grămadă de agenții, pentru că știu că majoritatea dintre voi sunteți monkey see, monkey do. Din păcate, foarte mulți din agency space-ul ăsta suferă de chestia asta. Totuși, vreau să înțelegi că dacă stăți într-o nișă și aveți o ofertă a voastră, încercați să personalizați toate scripturile astea pe care le ofer aici, puteți să faceți și screenshot. Deci, nu vrei să ai același screenshot ca restul agenților, pentru că cel mai probabil nu vor avea foarte mare randament. Când vine vorba de call calling scripts, am făcut aici chiar și pentru române și pentru engleză, voi lăsa toate aceste scripturi în descriere, complet gratuit. Cred că cel mai bun sfat pe care îl pot oferi atunci când vine vorba de call calling, aici o să aveți scripturile, nu o să îl recit eu pe tot. Ce trebuie să înțelegeți cel mai important atunci când vine vorba de call calling este tonalitatea vocii voastre. Dacă tonalitatea vocii voastre e complet anapoda și să doriți servicii de marketing, vă putem oferi servicii de marketing, dacă, dacă e așa, gen, aruncă telefonul mai bine. Și da, ok, poți să zici, dar nu sunt bun la început, da, nu ești bun la început, trebuie să o faci, însă singurul mod prin care devii bun e prin a asculta sfaturi utile, să le aplici și apoi să faci ce trebuie. În acest call calling script, de asemenea, v-am lăsat și handling objections, pentru că cel mai probabil vor apărea obiecții precum nu, nu sunt interesat când îl întreb, ok, numele meu este prenume, motivul pentru care sunt este că am o problemă serioasă de a face și trebuie să discut cu proprietarul, este el sau ea disponibilă, aici folosim un fel de bait. Știu, unii zic că, ok, ar trebui să fii puțin mai direct la sales, ar trebui să fii mult, mult mai, mai direct. În primul rând trebuie să te asiguri că vorbești cu proprietarul de asta în condiția în care, uite, faci outreach pe clinici stomatologice, pe clinici estetice, cel mai probabil vei da de un gatekeeper, de cineva de la recepție. În toate call calling astea tu vrei să te asiguri că vorbești direct cu owner, motiv pentru care poți să-i spui ceva genul, numele meu este așa, am o problemă serioasă de afaceri și trebuie neapărat să vorbesc cu un director sau cu proprietarul afacerii pentru că e business matter, nu e neapărat ceva ce aș dori să discut cu un gatekeeper, nu că nu poate fi util, dar că ar fi mult mai util să vorbesc cu un proprietar de afaceri. E foarte important să cer permisiunea atunci când faci cold outreach, deoarece astfel îl faci pe prospect să se simtă în control, să aibă puterea asupra situației în care se află. Când vine vorba de DM outreach și by the way e una dintre metodele mele preferate, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți optimizezi profilul de social media. Acum o să spun și o să fiu foarte sincer, nimănui nu-i pasă de pagina ta, de social media a agenției tale, de numele tău de logo-ul tău, nimic oamenii se conectează cu oameni, ceea ce înseamnă că vrei să te asiguri că profilul tău de social media este optimizat la maxim așa că pune o poză de profil clară cu fața ta, opțional și știu că unii o să zică, a, dar nu e etic, nu... Care, să vrei să ajuți omul ăla, nu, nu vrei să-i fur banii, dar cumpără între 5 și 10.000 de urmăritori pentru că asta îți va crește reply rate-ul foarte mare și de asemenea te va pune în priority list atunci când îi vei da follow, optimizează biografia, pune câteva lucruri despre tine, cu ce te ocupi, că ești digital marketer, o să las câteva exemple pe ecran, creează content educativ specific pentru nișa clientului pe care o targetezi, poate să iei niște conținut despre cum să faci rost de mai mulți clienți, cum să te promovezi pe social media, poți utiliza answer the public, poți utiliza Cora sau Reddit prin care să-ți dai seama care sunt cele mai frecvent întrebări din acea nișă astfel încât să răspund la ele prin conținutul tău. Și sigur niște poze cu tine profesionale sau po poți o poză cu tine în timp ce ești la birou și zâmbești, uite, așa. Nu trebuie să te complici foarte mult, dar e foarte important să ai o pagină optimizată astfel încât să-ți crești reply rate-ul la maxim. Al doilea pas e să găsești pagina de social media prospectului în funcție de rețeaua de social media pe care o alegi, cât că vorbim de Instagram sau de LinkedIn. Apoi, desigur, un follow și follow la câțiva oameni din lista lui astfel încât să vadă că ești o persoană comună poate cu niște prieteni de lui, ceea ce ar putea crește o grămadă rata de reply. Apoi dai like la ultimele șase postări și lasă-i un comentariu la ultima postare cu un compliment personalizat și la final menționez să se uit în DM, check DM, să-i send you a DM, check your inbox, astfel încât să îl faci aware de faptul că i-ai dat un mesaj și cred că asta funcționează foarte bine pentru că efectiv apare acolo la notificări că i-ai dat un mesaj. De asemenea, pro tips, nu faci call cold DMs pe contul agenției tale, cum am spus la în început. Nimănui nu ne pasă de logo-ul tău fancy și oamenii se conectează cu oameni de important, la fel ca ceea ce voi explica și la cold email, e primul mesaj și ceea ce va urma după ca follow-ups. Avem aici, mă uitam pe feed afaceri, îmi place un compliment personal, îmi place că ești un activist în, al climate change-ului, etc. Vrei să de ceva personal, vrei să arăți că ai dat atenție și ești atent la detaliile contului persoanei pe care o targetezi și cel mai probabil îți va întâmpla asta persoana nu va răspunde din prima, e incredibil important să faci follow-ups. Ar trebui să faci cel puțin follow-ups atunci când vine vorba about the call DM, she called email. <laughs> lăsat exact follow up pe care trebuie să le trimiți și la câte zile. După două zile trimiți un mesaj vocal cu exact scriptul pe care să-l pui, apoi poți trimiți un video aici. Incredibil important la video să nu utilizezi prenumele sau numele afacerii pe care îl contactezi astfel încât să poți utiliza video respectiv de mai multe ori, să fie ceva automatizat și apoi restul zilelor desigur să îi oferi niște follow up uri în care nu trebuie neapărat să ai un script, ci pur și simplu să-i faci niște reminder simple și uneori chiar amuzante, un gif amuzant, hei, sper că ești bine, dai ai dat semnul zile, anunță-mă dacă ești interesat de apelul despre care am vorbit în zile anterioare. De asemenea, apelul ăsta trebuie să vină cu un fel de hook, apelul ăsta trebuie să vină cu o momeală prin care, ok, am un incentiv să particip la apelul ăsta. Cu ceea ce ne diferențiem aici, practic linia asta, probabil primești multe mesaje de genul, așa că am creat un plan de promovare special pentru afacerea ta pe care aș dori să ți-l prezint. Dacă te interesează, aș fi bucuros să discut cu tine mai multe. Aici, practic, în planul ăsta îi prezinți exact cum vrei să-l ajuți, îi faci un fel de roadmap și de asemenea poți să-i prezint și oferta și care sunt tarifele serviciilor pe care le ofer. După ce faci un discovery, pui întrebări astfel încât să înțelegi dacă persoana respectivă chiar are probleme respective sau poate chiar are mai multe sau mai puține. Iar când vine vorba de cold email, cel mai și cel mai important lucru atunci când vine vorba de cold emails este să ai un email de business. Te poți utiliza de GoDaddy, de Namecheap și să faci la un email de business la G Suite. De asemenea, în cazul în care vrei să automatizezi, poți utiliza software precum Lemlist sau Instantly prin care să poți oferi e mail în masă, să trimiți e mail în masă și ar fi cel mai recomandat. Totuși, aici sunt câteva aspecte foarte importante când vine vorba de cold email. Desigur, subject line-ul, e primul lucru pe care îl vede prospectul când primești un email și aici să și let's talk about topic idea, a better, smarter, faster way to reach a specific goal. Aici am dat câteva exemple și în engleză și în română pe care să le utilizați. După care avem aici scriptul exact pe care să-l utilizați în cold mail ul vostru, precum și follow-up-urile cele mai bune. Cap sfat personal. Încercați să personalizați cât mai mult complimentele în funcție de nișa pe care o targetați, pentru că ăsta până la urmă e modul prin care vreți să vă diferențiați de restul competitorilor. Și de asemenea, aici am lăsat două tipuri de e Un cold email script prin care desigur să prezinți faptul că și tu urăști când primești e de la străin și încearcă să ofere ceva complet inutil, deci vrei să empatic. Și de asemenea, un cold email script prin care să oferi un free trial. Nu sunt neapărat de acord mereu cu free trial-uri, totuși cred cred că când ești la început și poate chiar îți permiți să oferi free asta te-ar ajuta să obții experiența necesară, poate că să de recomandări pentru a face rost de clienți plătitor mult mai ușor. Și am explicat aici, am mai construit întreg planul de marketing pentru afacerea voastră și vreau să vă ajut să îl implementați 100% gratuit. Da, ai auzit bine motivul pentru care fac asta este să-mi portofoliul prin a oferi un plus de valoare real în schimbul unei recomandări. Deci sunteți și foarte clar când vine vorba de intențiile pe care le aveți pentru afacerea pentru care vreți să lucrați. So, cu acest videoclip v-am dat efectiv totul mură în gură. Nu mai aveți nicio scuză să nu faceți outreach, totuși, again, my two cents e faptul că majoritatea începătorilor nu semnează clienți pentru că nu fac destul outreach sau își aleg nișa proastă, efectiv fac greșeli stupide, dar cea mai de greșeală e faptul că nu fac cantitate și după ce contactează și ei 50 de lead-uri, strâng 50 de lead 100 de lead și au și un script complet anapoda, după zic că social media marketing e supra saturat, nu mai funcționează modelul de business, o grămadă de scuze pentru faptul că ei nu au cantitate, nu au disciplina să facă cantitate, dar nu e atât de ușor să semnezi primul client, va trebui să dai câteva clicuri să apeși câteva butoane pe telefon, dar de, de fapt e ușor, faci lucruri online, dar nu încerca să crezi din chestia asta, o treabă foarte mare, totuși incredibil important să devii un individ care comunică mult mai bine ceea ce vrea să oferă, totuși trebuie să devii un individ care comunică din ce în ce mai bine ceea ce oferă și să atragă oamenii prin tonul, prin mesajul, prin scriptul pe care îl oferă și să îi bagi apoi în meeting ca apoi să-i semneze. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita butonul de like și subscribe, iar în condiția în care vrei să creezi propria agenție de digital marketing de la zero, am un program numit Zero to Agency în care am ajutat peste 1000 de oameni, chiar de aici din România, să-și creeze propria agenție de marketing marketing profitabil, să genereze mii sau chiar zeci de mii de euro cu propriile agenții. O să las aici câteva rezultate, așa că dacă vrei să aplici să lucrezi cu noi, deoarece avem un proces de aplicare foarte, foarte atent, intră pe primul link din descriere și completează formularul. Eu am fost Dragi Gaitan și ne vedem în videoclipul următor.